Bună seara, dragi prieteni! Iată-ne din nou porniți la drum în noul an și am ajuns în satul Jucu de Sus. Astăzi a venit o surpriză frumos cu doamna Ioana, care își sărbătorează în noua lună. Surpriza vine din partea soacrei și a familiei care sunt plecate în anii. Haideți să vedem ce reacție va avea ea la surpriza noastră. Sunt o lacrimă de dor pe acest pământ și când e greu, atunci eu cântecul cel mai frumos din viața mea este doar ea, familia. Bună seara, cu doamna Ioana? Bună seara! Bună! Doamna Ioana, noi suntem la sfârșită la ușa ta. Știi cine are întrebat cu aceste cadouri? Cine? Asta vă întreb și eu. Eu vă mânc cadouri aici și mai am citesc mesajul. Nu o să-mi port să mă duceți cu oaspeță de lămată. Primesc un buchet de flori roșii să vă demonstrează dragostea față de dumneavoastră. Și vă spune așa, Ioana, ai râs când ți-am zis că îți fac eu tortul. M-ai întrebat dacă vin acasă. Nu vin. Nu vin acasă, dar am trimis pe cineva în locul meu ca să-ți aducă tortul. Și odată cu acest tort îți mai aduce și un buchet de flori. Și mai special în acest buchet este toată dragostea și iubirea ce ți-o purtăm noi toți. Și Mihai, Andreea, Neluță și Ionuț. Și bineînțeles și eu, și cu siguranță sufletul cel mic de lângă tine, cu care ne-ai umplut viața și ne-ai făcut zilele frumoase. La mulți ani din partea soacrii și a întregii familii. Ioana, dacă ți-a plăcut surpriza și gestul ei, te rog să te uiți la noi și transmite tot ce dorești tu, ce sunt tu de inima ta, ia să te vadă. Mulțumesc mult și iubesc pe toți. Și nouă ne pare bine că am fost complice la această surpriză. Sunt și ei părinți, în duminici sfinte când ne întâlneam, familia ne-o îmbrățișam.